Două adolescente au trecut ieri prin spaima vieții lor. Fetele, în vârstă de 15, respectiv 18 ani, mergeau pe o stradă din municipiul Botoșani, iar la un moment dat au observat că sunt urmărite de un bărbat. Atunci au chemat în ajutor prin telefon un alt tânăr de 17 ani, cu care s-au întâlnit în fața unui complex comercial din municipiu. Individul a devenit însă agresiv și a scos două cuțite cu care l-a amenințat pe minorul de 17 ani. Extrem de speriat, adolescentul a intrat în incinta complexului, iar angajatele au blocat ușa astfel ca individul să nu poată intra și mai apoi au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor. Oamenii legii, care au ajuns la fața locului, l-au depistat în scurt timp pe agresor, care era ascuns în apropierea locului producerii evenimentului. Polițiștii l-au depistat în scurt timp pe tânărul de 27 de ani, acesta fiind reținut și ulterior introdus în arestul IPJ Botoșani. Tânărul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Individul, care are 27 de ani și iese din comuna Avrămeni, a fost condus la sediul poliției și ulterior reținut și depus în arestul IPJ Botoșani.